piedone la vidul de legislație, în cazul colectiv, persistă. Cu ce intri astăzi într-un restaurant sau într-un club, vezi un afiș. Intri pe propria ta răspundere. Poți să iei foc, poți să... 3400 de primari ai României au semnat la același caz. Domnilor, ce am îngușe și în căpuși. Bă, dacă îl cunoșteam pe... Neam de neamul meu nu l-am văzut. Pă, patron, pă... Aveam aparatul de specialitate. Eu semneam o foiță. Nu analizeam spații, dimensiuni, declarații pe proprie răspundere. Și astăzi este prost. Pardon, este prost aceste. Este persistă în continuare. Ce? Colectivul a declanșat semnalul de alarmă pentru cine? Pentru legiuitor. N-a făcut nimic. Au luat foc spitale. Au luat foc în continuare. Absolut tot. Ce s-a întâmplat? Nimic. Dar acest lucru voi... Ok, dacă acarul pe un poate fi piedone și piedone poate să învie pe toți morții aia, am tăcut 7 ani de zile. Eu pedeapsa mi-am trăit-o acum, în cei 7 ani de zile. Nevinovat. Nu puteți să știți ce înseamnă să nu te bucuri de ziua de mâine și să aștepți pe nedreptate. Domne, nu sunt fată mare, domne. Să-mi arată mie un politician din România asta că-i fată mare. Nu-i nimeni fată mare. Ca să ne înțelegem. Dar vreau să răspund pentru ce fac. Nu pentru ce n-am făcut. Astăzi, justiția își va spune cuvântul. Și Dumnezeu. Eu am mare încredere în Dumnezeu. Credeți că nu există o șansă să fiți achitat în acest dosar? Sau... Eu nu cred nimic. Eu cred doar în Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu a luminat acești judecători, nu pe cel cu plutonul de execuție care s-a întâmplat la fond. Doi judecători s-au recuzat și a venit al treilea. Ce or fi avut al treilea? Scheleți în dulap? Acoperiți sub robă? Îi străluceau steluțele? Sau ordin de zi pe unitate și dornic de afirmare? Întâmplarea întâmplătoare. Cum se întâmplă? Nu e nicio problemă. N-a acuz pe nimeni. Orice s-ar întâmpla astăzi, mă vedeți, capul sus la Dumnezeu, merg înainte. Dar nu rețineți un singur lucru. Piedone nu moare. Vă gândiți la o cale... Să-mi urmăriți Facebook-ul și de acolo. Am comunicare și de acolo. Acum, trecând din tonul ăsta foarte serios, spuneți-mi, vă rog, la ce v-ați gândit azi dimineață, primul lucru când v-ați trezit? După ce am zis tatăl nostru și mi-am dat cu mir, ce mai rău îmi pare că n-am fost atât de ordinar și de jigodie. Nu, n-ați înțeles. Raportat și în oglindă cu toți ăștia care poteze fete mari. Alături de cine ați așteptat pronunțarea? Familie? Doar familie. Știți cine, domnișoară dragă? Prieteni sunt doar virtuali. Și în viața virtuală a internetului și în viața reală. Dacă ferească Dumnezeu, tu sau eu, avem nevoie de un transplant mâine, du-te la prietenul care ți-a fost cel mai apropiat. Nu o să-l mai găsești. Cerei urinichi. Nu o să ți-l dea. Tot familia. Tot mama, tata, fratele și copiii. Există sentimentul de trădare în acest moment pentru dumneavoastră? Ce trădare? La ce trădare? Apropo de prieteni, spuneați că la un moment dat prietenii vă pot părăsi. Pentru mine prietenii au fost decoruri și interes. Pentru mine nu există prieteni. Nu am prieteni. Da? Domnule primar, ultima întrebare. Dacă îmi permiteți, circulă pe internet informația că v-ați fi delegat atribuțiile de primar, viceprimarului. Vreau să vă întreb dacă este adevărat această informație și dacă... Excelență. Știri pe surse, pe cum să zic, cum vă place vouă și așa mai departe. Oameni buni, într-o normalitate, neștiind ce se întâmplă. Eu sunt doar un om. Ea este o instituție. Pe scaunul ăla e veșnic. Va fi veșnic. Rămâne scaunul. Fizicul se schimbă, ori prin vot, ori prin alte lucruri, se schimbă. Am obligativitatea morală de a lăsa continuitate. Nu mi-am delegat că sunt sau știu sau aflu sau pentru, au fost zile de salarii, ieri, alaltă. Dacă nu delegam sau dimineață se întâmpla ceva, oamenii nu-și mai luau salarii. Peste 4500 de oameni. Nu pot să fac lucrul ăsta. Una e alta. Da? Asta înseamnă continuitate. Viceprimarul